Accident grav în Ploiești. Un șofer de 27 de ani s-a izbit de o altă mașină și a ajuns într-un magazin din zona Pieței. Atât el cât și pasagera din dreapta, o femeie de 30 de ani, au fost răniți. Salvatorii au intervenit cu mai multe autospeciale, iar cei doi au primit primul ajutor la fața locului, iar mai apoi au fost transportați la spital.